Salut, dragi columbofili! Numele meu este Turbiță Valentin. Vreau să fac astăzi o filmare pentru cei care m-ați contactat dacă am pui pentru vânzare. Aici avem boxa numărul 1. Avem 2 puișori de 3 zile. Perechea de arie în drișca. La boxa numărul 2 avem o, aici este fiu compresor, fiu turbo compresor, în pereche cu sora la locul 6 național de mifon, adică nepoată turbo. Aici o avem pe Sara, are pui de 3 zile. Boxa numărul 3. Boxa numărul 4. Avem 2 pui de înțărcat în 2-3 zile, sunt disponibili pentru vânzare. Ea este mama la locul 1, hotspot 1, locul 1, finală, locul 3, AS Columbodrom Calcscadorul în 2019, iar masculul cu care este în pereche, tata la acești pui, este frate bun cu turbo, tata la locul 6 național, locul 18 național și la mai mulți porumbei de top. La boxa numărul 5 sunt părinții lui Federico, campionul național la demifond. 3 ani au fost pe podium. Aici îl avem pe turbo la boxa numărul 6. Are 2 pui, este în pereche cu fică din Federico și Paulina. Au pui de 5-6 zile. Aici avem o femelă de la boxa numărul 8, o femelă de Cumman, un pereche cu un mascul de pe linia lui Harry, la fel pui de 6 zile, 7 zile. Astăzi am inelat. Aici avem 2 pui. Femela este Etienne de Vos. Masculul este Cumman, pe partea tatălui, pe partea mamei, Gunter Prang. Masculul a fost zburat de mine 2 ani consecutivi, a fost locul 6 pe județ la maraton, locul 24 la AS Național cu 2 maratoane, un super zburător, 30 de puncte normă încheiată, la primul maraton a avut 5 puncte, la al doilea maraton 25 de puncte. Ambele maratoane cu viteză de 900. Aici avem 2 pui, frații buni cu locul 4 național de mifond 2019, locul 1 pe zona Oltenii, locul 1 pe județ, locul 1 pe club. Boxa numărul 10. Aici avem 2 puișori de 2 zile, el este fiu din campion 502 de 2015, loc 9 național 2017, loc 9 național 2018, l-am introdus la matcă, a și confirmat puii din el în anul 2018 când el zbura, am avut un pui din el, loc 2 pe lansare, loc 5 pe lansare din 17.000 și respectiv 10.000 și ceva de porumbei la boxa numărul 11. La boxa numărul 12 avem un mascul de Gaston Van de Vouver în pereche cu o semisoră după tată cu turbo, la fel pui de 6 zile. Aici avem un alt fiu din campioni, da? Este vorba de 904, un super zburător. Cum se vede, are și cipă pe picior. A zburat din 2016 până în 2019. A fost prezent de mai multe ori în expoziții județene și provinciale și zonale. Are 2 pui la fel de 6 zile. Aici avem un mascul Jos Jules, tatălui este
frate de cuib cu Olimpica lui Jez Jules. El a fost zburat la Colombodrom în Danemarca, a avut un loc bun, nu mai rețin bine ce loc a fost. În tot pedigreul lui se regăsesc numai campioni și olimpici. Boxa numărul 14. Boxa numărul 15. Avem un mascul de Calmaier. Un pereche cu o femelă de Ganus. Un super, super porumbel. Stai mă nebunule. Un super porumbel. Are ouă în acest moment. Anul trecut l-am avut cu două femele, cu ambele mi-au rămas puii. Aici avem pe tata la locul nou național, la boxa numărul 16. Da? El este și tatăl la locul 1 hotspot 1, locul 1 finală, locul 3 as. Da? Țin să menționez trei frați buni. Deci locul 9 național și locul 4 pe zona Olteniei la Aspid sunt din acest cuplu. Aici avem doi pui inelați astăzi. Tatăl este locul 6 național 2017, locul 18 național 2018. Este nepot Turbo, din frate bun cu Turbo și consanguinea pe asul Olandei. Mai departe, boxa numărul 18, pui inelați astăzi, femela este o femelă de Marcus Leche, iar masculul un mascul de Van Riș, masculul este zburat locul 9 Fond Bistrița, locul 11 General Bistrița. Aici avem doi puișori, da? Un pestreț și un albastru. Da? Ea este 100% Dirk Van de Bulk, femela, iar masculul Klaus Zwillner, pe partea tatălui, pe partea mamei din campioana lui Horia Drosu. Aici avem doi puișori superbi, zic eu superbi, da? Tatăl lor este Klaus Tinecker 100%, iar mama Dirk Van de Bulk 100%. Aici avem un cuplu de Dirk Van de Bulk 100%, are pui de 2 zile. Aici mai avem iarăși un cuplu de Dirk Van de Bulk, ea este nepoată Kittel, are 2 puișori, da? Acum trebuie să o iară. Aici avem un fiu din campionii mei, din Frederico și Paulina, în pereche cu o femelă de Helios. Aici avem un mascul 100% de maraton, este frate bun cu femela care am avut o locul nouă pe țară la Super Asiarling, 4956 de kilometri clasați, peste 6000 de kilometri zburați. Este în pereche cu o femelă în acest moment care este consanguină de 6 ori pe New Laureat. Aici avem cuplu de albi, au 2 puișori inelați astăzi, ambii albi sunt zburați, da? Masculul este zburat de mine din 2016 până în 2019, a zburat de la 100 la 900 și... Aici avem un fiu din locul 9 național, are pui, este în pereche cu o semisoară cu locul 4 național. Aici avem cuplu de portughez, un cuplu extraordinar de bun. Aici mai avem un fiu din campioni, din Paulina și Frederico, este în pereche cu o femelă de Rolf,
un super cuplu și aici. Cam ăștia sunt porumbei mei de reproducție. Cei care sunteți interesați, mă puteți contacta. În descrierea acestui video veți găsi site-ul meu, unde veți putea găsi numărul de telefon, mă puteți suna și cu siguranță putem discuta despre preț și mai multe detalii. Eu vă doresc tuturor mult succes și vă doresc un sezon așa cum vă doriți. Turbiță Valentin.